Ilie Cioară, Moartea și sensul existenței. Vouă, tineri și mai vârstnici, iată ce vă îndemn să faceți. Puneți-vă întrebări și prin voi să răspundeți. Care este rostul vieții? Mai e ceva după moarte? Există continuare când viul de corp desparte? La aceste întrebări, fiecare va răspunde după condiționare. Mintea, fiind judecătorul, o searbădă în cătușare. Tot ce are început are și un deznodământ. Corpul, materia brută, se risipește în mormânt. Spiritul și alte veșminte ajung în lumea astrală, unde prin imaginare și trăire ireală se repetă întreaga viață cu toate câte am făcut, bune, rele, la oaltă, într-un chip desăvârșit. Bucuria și tristețea, prin efecte trăitoare, ne vor fi un bun strateg pentru propria îndreptare, de a evita păcate prin gândire, vorbe, fapte și a îndrăgi desăvârșirea, unica realitate. După această informare, să revenim în prezent, la clipa ce acum apare, la acumul existent. Înțelegem sensul vieții și mintea deficitară, care apreciază prost prin mișcarea ei hoinară? Cu atenția întâlnită, luminată integral, în acea clipă dispare, rămânând un gol total. Prin acest gol, trăitorul i-a tras în infinit, unde domină iubirea și adevăr desăvârșit. În această performanță se împlinește existența și trăirea înțeleaptă cu sfințenia esență, insul devenind iubire cu puteri transformatoare care schimbă ins și gloată numai prin a lui ființare. Tacă deci făloasa minte cu întreaga acumulare, toată zestrea ancestrală cu sensuri înșelătoare. Mesajul asta oferă drept supremă împlinire pentru a întâlni absolutul cu firească înfrățire.